În rubrica dedicată raselor românești din emisiunea aceasta, doctor inginer Gheorghe Neață ne prezintă standardul rasei breaza. Populația de oi breze s-a format mai cu seamă datorită crescătorilor de oi care au contribuit la ameliorarea ei. Varietatea brează, care este pentru mine și pentru toți crescătorii din România o adevărată revelație. Ea este cea mai productivă și cea mai specifică rasă românească pentru producția de lapte. Are indivizi care produc în jur de 3 litri de lapte pe zi, dar producția medie este de 1,5 kg, 1,8 kg, ceea ce înseamnă și foarte mult. Berbecii ajung, uitați-vă la ei, la greutăți de peste 120 de kg. Forma corpului este longilinie, are o formă de pară, dacă vă uitați, cu baza mare, de un trapez cu baza mare pe linia coapselor. Deci este tipică pentru producție de lapte. Să nu mai plângem că nu avem animale de lapte în România. Ea se poate bate cu oricine de pe continent, și cu lacon, și cu sardă, și cu avasii, că are această mare capacitate în direcția producției de lapte. Și mai are încă o chestiune. Din punct de vedere genetic, are un determinism care îi conferă o prolificitate. Deci la fătare poate să fete 2 și 3 mei. Și bineînțeles, are și o mare dificultate în creștere, având sfârcurile mari. Mielul în primele zile de viață are greutate în alăptare, suge foarte greu. Și pentru asta trebuie să aibă forță de muncă care să adapteze subtul la condițiile fiecărei ferme. Dar este de o rezistență fenomenală. Am văzut o oaie care a făcut 3 mei, deci a fătat 3 mei, adaptată la mulțul mecanizat, fără discuție. Am văzut-o după fătare, 3 mei au avut 14,5 kg. Deci vă dați seama cât a putut să poarte în abdomen această oaie. Este fenomenală. Are o rezistență fizică fantastică. Am fost pe vârful munților, să măsor laptele când se duc, când momârlanii o duc în vârful muntelui ca să pășuneze golurile alpine, Șurianu, Parângu, și acolo am văzut turme întregi cu performanțele pe care vi le-am spus, de 2 și peste 2 kg de lapte la mulțul de probă. Este de-a dreptul ceva uluitor și a sfătuit pe toată lumea. De fapt, ea a plecat, are un areal circumscris de creștere. Crește în zona Văii Jiului, de la Petrila până la Livezeni și până la Barul Mare, înspre Hațeg. Asta este singura zonă în care se crește. Dar crescătorii, văzând performanțele, au fost interesați și au extras-o de acolo și au dus-o acum pe un număr foarte important în județul Cluj, în județul Maramureș și în special în județele Moldovei. Are fața, uitați-vă, colorată în negru, cu o dungă albă sau un triunghi care pleacă de la nivelul coarnelor până la nivelul botului.